Împărați ai Europei, domnitori din țările române, care nu erau pocăiți, nu erau născuți din nou. Dar iată, oamenii aceștia au luptat și Dumnezeu le-a dat biruințe. Cum se explică aceasta? De la Dumnezeu a venit biruința sau de la alții? Întrebarea aceasta a venit posibil din partea unui tânăr sau a unui student. Și eu sunt pastor, răspund online la întrebările celor care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu. Și răspund și la această întrebare. Hai să vă citesc pe larg întrebarea. Domnitorii și regii Europei, să spunem în cazul nostru, a țărilor române, au luptat, au câștigat luptele cu ajutorul lui Dumnezeu. Cineva din acești domnitori nu au fost pocăiți și totuși Dumnezeu le-a dat putere în a lupta și a păstra țara liberă pentru a nu fi condusă de musulmani. În cazul ăsta, acești domnitori și regi nu au fost binecuvântați cu har și izbândă, nu au avut putere de la Dumnezeu pentru a câștiga luptele cu musulmanii? Da, bineînțeles, Dumnezeu este cel care le-a dat victorii la acești regi. În cartea Proverbe 21, versetul 1 spune așa: Inima împăratului este un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Dumnezeu îndreaptă râul acesta de apă care este în mâna lui și care zice că este împăratul și Dumnezeu hotărăște cum și ce va face. Nu că împărații n-ar fi responsabili pentru deciziile pe care le iau ei. Acum trebuie să înțelegi un lucru. Pocăința nu este pentru victorii sau pentru înfrângeri militare. Omul are nevoie de pocăință pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru a se împăca cu Dumnezeu, pentru a avea parte de viața veșnică. Pocăința, care este și nașterea din nou, este condiție obligatorie. Domnul Iisus Hristos a spus: dacă un om nu se naște din nou, cu niciun chip nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cu niciun chip. Nu există niciun fel de shortcut sau altă posibilitate. Nu, doar prin naștere din nou. Deci, asta este important pentru viața veșnică. Acum, este adevărat, unii împărați, tocmai când au avut de trecut prin înfrângeri, au fost smeriți, s-au împăcat cu Dumnezeu. Iată, eu am scris istoria mișcărilor evanghelice din Basarabia. Vedeți aici cartea și primul îl vedeți pe împăratul Alexandru I a Rusiei. Ei, împăratul acesta, el a fost un om desfrânat. Cel care l-a crescut, învățătorul lui din copilărie, l-a învățat dispreț față de credința creștină, dar a avut un prieten care s-a convertit la Hristos, s-a întors la Hristos și viața acelui prieten s-a schimbat total, radical. Și l-a pus pe gânduri pe împărat și împăratul a început să se mai intereseze de Biblie, să mai citească în Biblie, dar atunci, în 1812, când Napoleon cu armata lui au invadat Rusia și au ajuns să invadeze și Moscova, să ocupe Moscova, în refugiul lui, împăratul Alexandru și-a întors fața spre Dumnezeu, a început să-L caute pe Dumnezeu și atunci, undeva prin luna noiembrie, s-a pocăit. A avut loc nașterea lui din nou. După aceea, el a fost un cu totul alt om, un om diferit și a trăit viața frumos și foarte mult a investit ca să ducă Evanghelia la alții, inclusiv pentru noi, cei din Republica Moldova, pentru că deja la vremea aceea era anexată de Rusia, era anexată Basarabia, dar împăratul acesta a făcut tot posibilul ca să fie tipărită la Sankt Petersburg, a fost tipărită Biblia în limba română și a fost trimis aici destul de multe copii ale Bibliei în limba română, a înființat și școli lancasteriene, special cu scopul ca moldovenii să învețe a citi și să poată citi și cunoaște Biblia. Omul ăsta a înțeles că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă el ca și împărat este să-i ajute pe oameni să-l cunoască pe Dumnezeu. Doamne ajută și împăratul actual sau președintele actual al Rusiei să aibă parte și el de o pocăință și să înceteze războiul ăsta groaznic. Dumnezeu să-i dea pocăință și președintelui Ucrainei, Dumnezeu să dea pocăință și președintelui Statelor Unite și celui din România și președintelui Republicii Moldova să le dea pocăință tuturor și naștere din nou, pentru că fără aceasta nu pot avea parte de viața veșnică. Chiar dacă sunt în poziții așa de mari, pozițiile lor mari sau victoriile sau succesele economice sau militare pe care le au ei, nu le garantează intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este doar prin credință în Domnul Iisus Hristos și prin pocăință.
Pace multă și dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să le adresați. Iar dacă sunteți interesați să procurați cartea aceasta, o puteți procura online în format electronic sau în format tipărit. Apropo, eu v-am arătat-o în limba rusă, dar ea este și în limba română. Și voi aprecia dacă vă veți ruga pentru mine să mă ajute Dumnezeu ca să o pot tipări și în limba engleză, pentru că o am deja tradusă, dar iată, nu am încă resursele financiare suficiente pentru a o tipări. Dar tare vreau să o tipăresc și în limba engleză, ca să pot pune la dispoziția celor care sunt vorbitori de limba engleză și vin în țara noastră, se implică în misiune aici și vor să știe contextul religios și mai ales contextul evanghelic, ca să poată cunoaște istoriile acestea minunate despre felul cum a lucrat Dumnezeu și cum a venit mișcarea evanghelică la noi. Pace multă!